Bine ai venit la podcastul Soul Quest. Eu sunt Elina Umbrărescu, gazda. Misiunea acestui podcast este aceea de a te ajuta în călătoria ta de descoperire și dezvoltare, atât personală cât și spirituală. În acest episod am stat de vorbă cu Robert Candrea, care este terapeut Theta Healing, despre cum a descoperit el această practică, ce anume l-a determinat să devină la rândul lui terapeut și de asemenea ne-a împărtășit experiența lui pe El Camino, care este absolut fascinantă, abia aștept să o ascultați. Bună, Robert! Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea la podcast. Bună! Și eu sunt încântat să fiu aici. Ești primul bărbat din podcast, să știi. Mulțumesc! Da, și pentru mine e o onoare, Elina, să știu că sunt primul bărbat care face parte din podcasturile tale. Și chiar ești din zona de confort, ești și tu din zona de confort, e ok. Da. Tu, la fel ca și mine, ești terapeut Theta Healing și mi-am propus să te întreb cum ai ajuns să descoperi Theta Healing și cum ai ales să devii terapeut Theta Healing, nu doar să practici tehnica asta pentru tine. E cumva amuzant, pentru că a venit de la sine și cred că totul se întâmplă cu un scop. Renunțasem la fotbal pentru că am fost fotbalist profesionist. Eram într-o perioadă foarte grea pentru mine, eram foarte nefericit și am descoperit random, adică o persoană cu care eu făceam uneori terapie mi-a zis, hai, vezi că săptămâna viitoare fac cursul de Theta Healing, hai și tu. Simțisem chemarea când văzusem anunțul, dar cumva a fost confirmarea și nu știam, adică eu făcusem alte terapii, alte chestii, nu știam exact ce înseamnă Theta Healing, am dat-o câteva search-uri pe Google. Și după ce mi-a zis și ea, am zis că bine, hai că mă duc. Adică am simțit chemarea aia și cumva a fost și persoana respectivă care parcă m-a simțit că sunt nesigur, m-a împins de la spate. Mm-hmm. Și cred că de asta totul se întâmplă cu un scop. Da. Dar nu am ales calea asta cu ușurință. Am ales partea cea grea. Adică până să ajung pe calea asta a fost multă suferință, multă anxietate, multă luptă cu mine. Mm-hmm. Și când ai ajuns la curs în prima zi, cum ți s-a părut? Eram super entuziasmat. Simțeam că o să fie o schimbare pentru mine. Erau foarte multe femei, pentru că în general la cursuri sunt foarte multe femei. La cursul de bază am fost 3 bărbați. Dar la cursul de avansat și Dig Deeper am fost doar eu. Și cred că erau 20 ceva de fete. Dar nu m-a deranjat. Adică chiar mi-a plăcut sentimentul. Și cumva a fost ca o confirmare că sunt diferit. Că uneori avem nevoie și de confirmări din exterior. Da. Da, te ajută ideea asta că ești diferit? Da, cred că o parte din mine simțea tot timpul chestia asta și când jucam fotbal, mă simțeam diferit de restul, simțeam că sunt un intrus acolo, nu mă simțeam în largul meu, nu mă simțeam acasă. Era un sentiment foarte ciudat, dar mi-a luat mult timp până să am curajul să renunț, pentru că am făcut asta toată viața, credeam că e singurul lucru pe care pot să-l fac. A fost foarte multă anxietate, depresie, atacuri de panică, adică la un moment dat simțeam că, nu știu, că viața nu poate să mai mă ofere nimic bun. Și pentru un bărbat la 22 de ani, 21 de ani, deși apare în viața mea, deja am fotbalist profesionist, nu aveam neapărat motive să mă simt așa. Dar cred că totul s-a întâmplat cu un scop. Și pentru că n-am vrut să conștientizez de la început că nu e calea mea fotbalul, am început să primesc lecții tot mai dure. Da. Până într-un final am zis stop pentru că pur și simplu nu mai rezistam, nici psihic, fizic. Și așa a început și drumul meu cu spiritualitatea. Adică acum 4 ani, dacă am fi vorbit despre așa ceva, nu credeam. Eram în rolul de victimă. Toate mi se întâmplă mie, sunt ghinionist, eram rolul de victimă la maxim. Și
chiar acum când realizez și mă uit pe listele mele de manifestare și realizez cât de multe s-au schimbat și cât de mult m-am schimbat eu și cât de mult m-a ajutat Theta Healing-ul, meditațiile, sesiunile de respirație, toate terapiile pe care le-am făcut. Acum am învățat, învăț să fac și channeling, adică și toate au venit de la sine. Chiar dacă în prima fază am suferit foarte mult până să le descoper, dar deja oamenii potriviți îmi ies în cale, super random. Da. Cum a fost și cazul tău. Și noi m-am cunoscut super random, super... Da, bine, nu știu cum ai ajuns în lumea mea, să știi. Știu că, cred că ți-a recomandat cineva sau ceva de genul acesta. Da, chiar m-am gândit zilele trecute să-mi dau seama cine a recomandat. Și nu mi-am aduc aminte, să știi că nu mi-am aduc aminte de persoana respectivă, dar era o femeie, dar nu mi-am aduc aminte. Interesant. Da, mi s-a părut super interesant, adică poate ăla a fost scopul ei. Da, exact, da, da, se întâmplă foarte des. Spuneai tu că ai opus rezistență, știi, și atunci când opui rezistență primești lecții din ce în ce mai dure. Da, acum... pentru că era o cale lungă și între a fi fotbalist, sportiv și terapeut spiritual. Adică mi-a fost foarte greu să-mi asum rolul ăsta. Când am început să fac Theta Healing la primele cursuri, nu simțeai foarte multe lucruri. Adică simți, dar nu... E ca peste tot. Uneori ai nevoie de practică, ai nevoie să-ți asculti intuiția mai mult, să te conectezi mai bine, să ai încredere în ceea ce simți, în ceea ce vezi. La început eram așa, da și nu. Dar tot am simțit o atragere să merg și la cursul al doilea și la cursul al treilea și să lucrez cu mine, cu colegii mei. Și la început făceam doar pentru mine și pentru alte persoane, prieteni. Și era amuzant în momentul în care, deși tot timpul e bine să existe un schimb energetic și ceream, nu știu, o cafea, ceva simplu, oamenii nu vreau să facă cu mine. Mi se părea, mi se pare foarte amuzant în momentul în care mi-am asumat rolul ăsta. Bine, și asta a fost un pic, că am fost tot prin oameni, am fost împins de la spate, pentru că da, mi-era greu, probabil mi-era frică că o să fiu judecat, că o să fiu condamnat. Am fost împins tot de la oameni, de la spate. Au fost diferite prieteni care ziceau, băi, dar ție îți place foarte mult, de ce nu faci chestia asta? Cred că prin povestea ta, prin experiența ta, adică mai ales că ai trăit chestiile alea, nu vorbesc din... Cărți, în general, sau, lucrurile da. Pe, da, în general, lucrurile pe care le postez sunt chestii trăite de mine, adică eu am fost în depresie, eu stăteam în baie și plângeam și mă trezeam în fiecare dimineață și vomitam și îmi doream să mor. Eu simțeam că toate... merg contra mea, m-am emoționat puțin acum. E ok, normal, deconectat cu acel moment, acele momente. Da, era foarte dureros pentru mine. Și multă lume mi-a zis, băi, cred că poți să ajuți. Și mai ales că îți place, că se vede dedicarea pe care o simți când vorbești, când ne povestești, când faci cu noi. Și tot așa a fost tot o persoană care am făcut o sesiune cu ea și mi-a zis, gata, mâine... postez că faci terapie cu oameni. Ce fain. Și ai făcut asta? Înainte de persoana respectivă au mai fost vreo două, dar nu atât de. Erau, hai că promitem că o să face, da, luna viitoare, toți amân. Și când mi-a zis persoana aia, am făcut în seara asta terapie cu ea, îmi zice, mâine postezi. În seara asta îți faci postarea, uite, intri acolo, faci așa. Și cumva m-a entuziasmat, zic, da, bă, uite, asta e. A fost și frică. A fost și frica puțin. Dar până la urmă mi-am făcut postarea, am scris ce am simțit, ce simt, cu cuvintele mele, și a doua zi am făcut postarea și eram super excited când am postat, eram super entuziasmat. Dar nu mi-a scris nimeni. Da. Se întâmplă. Da, nu mi-a scris nimeni. Adică măcar să mă întrebe, bă, despre ce e vorba. Dar ușor, oamenii au ajuns la mine prin recomandări, prin alte persoane și în momentul în care vezi că ai reușit, deși nu neapărat noi, că nu ajutăm noi, dar uneori și povestea noastră ajută să vadă că se poate. Adică dacă el care a fost în situația aia a putut, pot și eu. Exact. De mult
Da, nu cred neapărat că trebuie să suferim noi foarte tare ca terapeuți, dar ajută că am suferit înainte să ne trezim, știi? Pentru că putem să rezonăm și să spunem, am fost foarte rău, am fost foarte nașpa și am putut, adică chiar poți fi un exemplu. Și deși nu trebuie neapărat ca terapeut să treci prin suferință, dar când se întâmplă, vin oamenii spre tine fix cei pe care poți să-i ajuți sau care trec prin momente similare. Da, și eu le zic uneori, zic, uite, eu am trecut prin chestiile alea, dar tu ai uneltele, dar nu atrage situațiile alea la nesfârșit. Tu poți să spui stop, eu n-am vrut să mă învăț să leg, n-am vrut, n-am putut probabil în momentul ăla, sau poate de asta am avut nevoie. Da. Reușeam să-mi învăț lecția. Și s-a întors o dată ușor, a doua oară un pic mai tare, până la un moment dat în care a explodat, pur și simplu. M-a dus până la urmă pe drumul meu. Și asta chiar e o vorbă, că totul se întâmplă cu un scop, chiar dacă în momentul ăla mi se pare că lumea se termină. Pentru mine lumea se termina, adică aveam 22 de ani și nu simțeam fericire, nu simțeam satisfacție, indiferent ceea ce făceam. Nu puteam să mă bucur de viață, adică nu mai eram prezent, eram tot timpul aerian, era un sentiment groaznic, dar acum când vorbesc, mi se pare că vorbesc pe o altă persoană, adică parcă Robert ăla nu mai există, adică face parte din mine la un anumit nivel, pentru că m-a ajutat să fiu persoana care sunt astăzi, dar deja nu mă mai identific cu rolul ăla de victimă. Da, oricum identitatea ta s-a transformat de-a lungul timpului. Asta nu înseamnă că respingi cine ai fost, dar pur și simplu nu mai rezonezi cu acea variantă. Clar. Și cumva și acum realizez că s-au mai întâmplat lucruri care nu mi-au făcut plăcere. Mai am, probabil, cred că toți mai avem lecții de învățat și lucruri de conștientizat. Dar nu m-a mai afectat, adică am ieșit super repede din starea aia, din modul ăla, am învățat, ok, stai să văd ce am de învățat, ce am de conștientizat, de ce am atras chestia asta, de unde vine. Theta Healing mă ajută să-mi identific lucrurile astea și să trec mult mai ușor peste ele și să le vindec, să le integrez, să le... Da, uite, pentru cine nu știe, Theta Healing este practic o terapie prin meditație care te ajută să descoperi convingerile pe care le ai în subconștient și să le eliberezi cumva, dar mai degrabă să le integrezi, că noi acum făcând și channeling ne dăm seama că merge mai bine integrarea, pentru că dacă eliberezi cumva și o formă de respingere. Adică nu ești destul de bună, acea convingere pleacă de aici. Nu, ok, ai venit în viața mea ca și convingere, te am în subconștientul meu, hai să văd ce am de învățat de la tine și hai să te îmbrățișez așa, să te accept și pe tine și să-ți transmit iubire. Nu mai rezonez cu tine, nu vreau să mai atragi lucruri în viața mea, dar e ok, te accept, te iubesc, e ok. Da, mai ales că se zice că fiecare convingere ne-a folosit la un moment dat. Da. Ne-a protejat, am avut anumite beneficii, uneori încă avem anumite beneficii, deși uneori pare aberant, mai ales cum e situația cu bolile sau și când ești une persoane, dar ce beneficiu ai că te-ai îmbolnăvit? Cum am beneficiu? Că n-am niciun beneficiu, că eu nu vreau să fiu bolnav. Și când faci săpările și fiind în starea aia de tetat, în planul 7, omul conștientizează că a avut anumite beneficii, s-a împăcat cu soția, copiii au venit înapoi aproape, sau a avut timp pentru el să-și ia o pauză, pentru că lucra foarte mult. Sunt foarte multe diferite de la persoană la persoană. Exact. Rolul de terapeut l-ai simțit de la început? Adică în momentul în care ai descoperit Theta Healing, ai simțit că ai vrea și tu la rândul tău să ajuți mai departe? Sau când a venit această dorință de, ok, m-aș vedea făcând asta și pentru alți oameni? În prima fază, la nivel conștient, spuneam că nu, că o fac doar pentru mine. Dar la nivel subconștient și cumva în sinea mea, știam că o să fac asta și cu alte persoane, doar că nu vreau să o admit. Deși ziceam tot timpul, nu, că o fac doar pentru mine, mai fac cu prieteni, în sinea mea știam că o să vină momentul în care o să fac și cu alte persoane, să împărtășesc, să fac, să fiu un terapeut. Și te-au ajutat acele persoane care te-au împins. Da, pentru că și-au apărut din nou super random, adică nu erau prieteni de viață, au fost persoane care au apărut super random în viața mea și m-au încurajat să fac chestia asta, pentru că încă eram prins în paradigme și cred că cel mai mult mi-a fost frică că o să fiu condamnat și judecat. Adică toată lumea l-a asimilat pe Robert cu Robert sportivul, Robert fotbalistul,
și mai ales fiind dintr-un oraș mai mic, sunt din Vatra Dornei, aici lumea nu e atât de deschisă pe partea asta spirituală. Încă lumea asociază foarte mult cu biserică, cu... Și despre ce vorbesc. Da. Și mi-a fost, cred că, frica de a fi judecat, mai ales că nici majoritatea dintre prietenii mei nu erau un lucru, nu credeau în lucrurile astea. Eu aveam postări în social media despre diferite chestii, dar nu mi-am asumat rolul în totalitate. Și când am început să postez, chiar mi-a zis un prieten, zic, băi, dar ai luat-o puțin pe ulei. După aia mi-a zis, că, băi, eu poate nu înțeleg lucrurile astea și de asta mi se pare. Păi am zis, bă, atâta timp când mă face fericit, și el mi-a zis că da, e important ca tu să fii bine și să poți să ajuți. Ce frumos. Da, chiar da, dar a fost, uite, a fost puțină Caterinca, știi, că ai luat-o pe ulei. Da, dar e fain, știi, că după aia ți-a spus, poate că eu nu înțeleg, pentru că asta am experimentat și eu la fel cu oamenii din viața mea. Eu nu înțeleg 100% ce faci tu, dar sunt aici și te susțin, adică dacă tu ești fericită, go for it. Acum înțeleg mulți oameni că oricum au început din ce în ce mai mult să se deschidă. Astăzi spuneam cuiva la sală că vezi dacă ești în energie feminină, deși zice, eu nu prea sunt cu spiritualitatea, nu mă așteptam să înțeleagă. Deci că da, știu. Deja oamenii înțeleg, știu ce e energie feminină, energie masculină. Nivelul de conștiință colectiv oricum e din ce în ce mai ridicat. Da, cred că deja mult mai multă lume se trezește, să spunem așa. Sunt mult mai conștienți și de alegerile pe care le fac și de tot ceea ce se întâmplă în jurul lor. Și asta cred că e un lucru foarte bun. Da, și mereu spun oamenilor, adică faptul că tu lucrezi cu tine, o să te ajute pe tine, dar nu o să te ajute doar pe tine, pentru că tu mai spui un lucru așa random cuiva, știi, vezi, poate ți este frică de ceva sau poate ai nu știu ce convingere și faci un click și în altcineva. Și atunci un efect din asta, știi, foarte fain. Dai mai departe, dai mai departe și din ce în ce mai mulți ne trezim, deși nu prea rezonez cu trezitul, da? Okay, ca să se înțeleagă. Se zice cumva că ne întoarcem către noi în momentul ăla. Una dintre terapeutele cu care eu lucrez și lucram a zis că în momentul în care noi ne vindecăm, se vindecă și familia și mediul din care provenim. Chiar dacă nu lucrează direct și lucrăm noi pe traumele familiei, de multe ori noi când le scoatem la suprafață, se vindecă și mama, și tata, și bunica, și de asta e foarte important să conștientizăm familia din care venim, istoria familiei, bunicii, străbunicii. Uite, e foarte interesant că spui asta. Chiar astăzi am văzut-o pe bunica mea, care are 86 de ani și este o fire mai depresivă, mai mentalitate de victimă. Dar când sunt în jurul ei, eu, și mă uitam acum, are simțul umorului. Dar doar când sunt eu în preajma ei și zic, a, ce fain. Uite că munca asta chiar se simte, știi? O simt și la bunici, efectiv. Da. Și, da. Și am avut o întâmplare amuzantă cu bunica. Eram într-un program de vindecare a relației cu mama și tata, deși am avut, din punctul meu de vedere, copilăria perfectă, părinții care mă susțin în tot ceea ce fac, adică sunt norocos, am asemenea părinți. Și m-am înscris în programul de vindecare a relației cu mama și tata. Nu simțeam eu mare chestie, dar m-a atras, a fost din nou clicul ăla. Și am avut nevoie să ne facem genogramă, istoria familiei. Și eu sun pe bunica, îi spun, bunica, na, vezi că vin la tine să te întreb despre familie, ceea ce nu știe mama. Și a că da, dar ea n-a înțeles mare lucru. Ea a început să-i zică lui tata, a, am auzit că vine Robert la mine, o zic, dar ce face, scrie o carte despre familia noastră? Și tata îi spune, tata, fiind mai glumeț, și știu, care zice, da, scrie o carte despre familia noastră. Și când am ajuns acolo, era bunica și era o sără de-a bunicii. Am început să pun întrebări despre familie, despre tatăl ei, despre copilăria ei, despre ceea ce s-a întâmplat. Și am conștientizat foarte multe lucruri în care mă regăseam și eu. Și aparent nu aveau nicio legătură cu mine. Și multe lucruri și mama a devenit mai interesată. Zic că, n-aș ce ai aflat. Ea povestește și mie. Și au fost foarte multe lucruri care au făcut sens și pentru ea. Și chiar ea a zis, da, dar nu știam lucrurile astea. Nice. Da, a fost. Uite, stați de vorbă, știi? Stați de vorbă cu familia, întrebați ce convin, tu ce crezi despre asta? Sau să spună povești, chiar afli foarte multe despre tine. Pentru mine tot așa a fost un șoc când am întrebat pe bunica mea ce convingere are despre bani și despre oameni bogați. Și atunci, acum câțiva ani, am înțeles de ce am o relație toxică cu banii. Pentru că mi-a dat foarte multe răspunsuri, știi? Deci ajută foarte mult discuția.
la mine cumva a fost legat de femei. Femeile erau alea rele tot timpul în istoria familiei sau ceea ce s-a întâmplat prin familie. Și am realizat că la nivel subconștient și eu am atras cumva chestia asta cu femeile trag înapoi. Și de asta aveam relații nebenefice, relații toxice, atrăgeam persoane care îmi dovedeau ceea ce gândeam. Normal. Știi, orice crezi ai dreptate. Așa că da, exact. Crezi că femeile sunt rele, ia femei rele. Exact. Da. Dar și din asta am avut ceva de învățat. O, da, sigur, sigur. Când te gândești la început, este o convingere pe care ți-aduce aminte că ai conștientizat-o și ai fost wow? Și care apoi, după ce ai integrat-o, ai simțit schimbări majore? Ți-aduce aminte vreo una? E clișei că cumva cred că o auzim tot timpul, cumva că viața e grea. Se pare una dintre cele mai folosite. Că iubirea înseamnă suferință. Da. Cred că astea sunt cele care îmi vin acum în minte să le spun. Chiar am întâlnit o clientă cu care am făcut o sesiune și avea convingerea merită sufăr. Și am zis că ok, vrei să eliberăm? Și a zis cu lacrimi în ochi, nu. Pentru că zic că dacă nu vreau, că mi-e frică că nu o să pot simți iubirea dacă nu mai sufăr. Și am încercat să explic, dar ea era foarte hotărâtă. A zis că nu, pur și simplu, plângea și a zis că nu vreau. Simt că nu pot să mă eliberez încă de ea. Și a fost alegerea ei, pentru că, la fel cum știi și tu, noi nu putem face nimic. Adică noi nu facem, că noi suntem doar canalul de energie. Da, dar, și nu putem să intervenim. Da, că e liberul arbitru. Probabil încă avea de învățat anumite lucruri, de conștientizat anumite lucruri. Nu mai știu ce s-a întâmplat pentru că nu am mai interacționat, dar probabil la momentul oportun o să-și dea seama și o să facă ce e mai bine pentru ea. Uite, suferința este cunoscută și e familiară pentru foarte mulți oameni și unii oameni din frica de necunoscut nu-și dau voie să fie fericiți. Că nu e ceva familiar, nu este ceva cunoscut să fii fericit. Sau chiar în episodul pe care l-am înregistrat înainte să înregistrez episodul cu tine, îmi povestea invitata de dependența de stres. La un moment dat, după ce și-a rezolvat ea foarte multe chestii, a intrat într-o relație faină, armonioasă, sănătoasă și simțea ceva și nu înțelegea ce și a cerut un semn și s-a descărcat cuvântul sevraj. Și a înțeles că era sevraj de la stres, adică cumva relația trebuia să se certe măcar o dată la 3 zile, știi? Și putem să fim dependenți de suferință, de stres, de multe. Da, exact cum ai zis și tu. Acum multe persoane cu care am vorbit au convingerea asta că dacă lucrurile vin ușor, nu sunt de valoare. Sau dacă persoana vine ușor în viața ta, nu e o relație bună. Că e mai bine când te chinui și tragi de persoana aia și aia e iubire. Nu dacă vine persoana aia să deschide și să oferă tot ceea ce vrei. Nu. Roam, așa e un pic tot și atunci mai merge. Ce trebuie, da. Da, din păcate. Dar ușor, ușor lucrurile se schimbă, oamenii încep să aibă relații mai conștiente. Doamne ajută! Da. Și acum, hai să mergem spre subiectul care pe mine mă interesează enorm. El Camino. Cum ai ajuns pe El Camino? Tot prin terapeuta cu care eu lucram. Ea a mai fost de 3 ori și tot timpul ne povestea. Și eu nu știam înainte de El Camino. Și în prima fază când a povestit, a făcut un click. Și am zis că gata, o să merg și eu într-o zi. Și am căutat pe internet diferite informații. Și tot îi ziceam, hai, ce facem? Când mergem? Când ne organizăm? Să mergem? Că vreau? Că... Și a zis că bine, hai că ne organizăm. Și ne-am organizat. Și când s-a făcut, era organizarea gata, au intervenit blocajele mele. Să mă duc, să nu mă duc, oare mă descurc, oare cum o să fie, ce să-mi iau în bagaj, chestii de-astea, adică blocaje, pur și simplu, mă autosabotam. Da. Și a trecut, adică, să zic, s-a făcut cu 4 luni înainte, cu 3 luni înainte, s-a vorbit că merge și eu m-am înscris cu 1 lună înainte sau cu 2 săptămâni înainte să plecăm. Adică am dat ok. Am avut niște blocaje foarte mari, dar până la urmă ok. Asta e, mă duc. Doream, e pentru mine, simt că e pentru mine, las toate fricile, toate... Dar care era rezistența cea mai mare? Oare cum o să fie, oare o să mă descurc? Necunoscut? Da, era dacă merg degeaba.
erau multe blocaje care la o primă vedere par aberante, dar în mintea mea păreau foarte true atunci, știi? Da, normal. Dacă în timpul ăla poți să faci ceva mai bun, dacă... Și mi-am dat seama că mă autosabotam, da, mi-era frică de necunoscut, mai ales chiar dacă am fost sportiv, eu n-am fost niciodată persoana în care să mă duc pe munte. Deși locuiesc la munte. Dar Da. cumva am avut blocajele astea, sau nu neapărat blocaje, să mă duc eu să mă plimb pe munte. Sau în trasee. Și când am dat ok, eu am fost foarte entuziasmat. Adică simțeam, adică de-abia așteptam momentul să mă văd odată acolo. Ce tare. Am fost super excited. Și chiar a fost magic, adică cred că măcar o dată în viață l-aș recomanda pentru toată lumea. E un drum magic, în primul rând. Am stat plecat 9 zile, dar m-am simțit de parcă am fost acolo un an. Adică energia drumului, entuziasmul, nu știu, chiar dacă mergeai zilnic, 25-30 de kilometri, resimțeai oboseala. Dar erai foarte prezent, adică te bucurai de natură, de peisaje, mai ales că noi am fost pe El Camino del Norte. Și una dintre lecțiile despre care a fost vorba pe acest El Camino a fost că putem să evoluăm și cu ușurință și cu frumusețe. Că nu e nevoie să ne chinuim ca să evoluăm. Eu în primele zile eram gen, ok, eu trebuie să fiu primul, să depășesc pe toată lumea, să fac cât mai mulți kilometri, să mă doară picioarele, să sufăr. Și mi-a zis persoana cu care eram, Robert, nu e despre asta, faptul că tu ești deja pe camino. Deja schimbările se produc. O să că uneori în viață e bine să spui stop, pur și simplu să stai la un pahar de vin sau sangria, eu obișnuia să beau sangria, să te bucuri de faptul că ești acolo și asta face parte din El Camino. Nu să faci tu cei mai mulți kilometri pe zi. Mai ales că la început ne depășeau toată lumea. Noi eram 5 persoane, eram eu și 4 femei, și ne depășeau toate persoanele. Și erau oameni și în vârstă, la 70 de ani, dar erau foarte atletici. Și eu în sinea mea, păi, dar ăștia mă depășesc tot. Apropo de ego alert. Da, era Știi? exact. Era... Și asta am învățat cumva, că nu e nevoie să faci tu cei mai mulți kilometri, să te doară picioarele, să-ți sângereze degetele, să mergi în genunchi ca să te vadă Dumnezeu, divinitatea, Universul. Nu, că Te chinui, Dumnezeu, da. tu, da, divinitatea, până la urmă, ce vrea? Din punctul meu de vedere, vrea să fii fericit. Vrea să te bucuri de viață, să te bucuri de drum. Și că nu contează tot timpul atât de mult destinația, cât drumul. Să te bucuri de drumul Nu, până exact. acolo. Cred că și pentru mine a fost un breakthrough. Eram tot timpul, hai să ajungem. Și am zis, păi, uite cât e, stai, uite ce fain e. Vedeam oceanul, vedeam munții, liniștea. A fost, cel puțin pentru mine, a fost pur și simplu magic. Eram foarte prezent acolo, conectat cu mine, cu tot ceea ce se întâmpla în jurul meu. Și pur și simplu eram tot timpul zâmbăreț, plin de viață, de energie. Chiar e un drum cu o energie foarte mare. Eu de la tine am aflat că spune. Îți veneau și diferite întrebări în minte, diferite răspunsuri, diferite lecții și o chestie care mi-a plăcut super mult, fiecare persoană cu care te întâlneai pe stradă îți zâmbea. Ce tare. Îți zâmbea și spunea buen camino. Adică era un sens, te încărcau pur și simplu oamenii ăia. Era și conexiunea asta, știi? Erați toți conectați acolo. Bine, suntem Da. în general conectați, dar nu conștientizăm. Da, era, a fost pur și simplu magic pentru mine și chiar foarte multă liniște, foarte multe conștientizări și a fost foarte frumos în sine tot ceea ce vedeai, Peisajul, te peisajele, referi. da, adică și momentul în care stăteai, ne opream mergeam 2-3 ore, 4 ore, când găseam o terasă, un bar, ceva, ne opream, mai luam câte o pauză, 10-15 minute. Și vedeai oameni, vedeam oameni de peste tot, erau oameni din Canada, era o doamnă pe care am întâlnit-o din Canada, am avut o zi în care am mers și singur, o să povestesc și despre asta. Și m-am întâlnit pe drum cu ea și era o doamnă, cred că avea vreo 70 de ani, dar era foarte agilă, că era foarte... Și am început să merg pe drum cu ea și să povestesc. Și mi-a zis că e venită din Canada, că ea îl face Camino, îl face tot complet. Și a zis că a stat 5 ani în scaunul cu rotile, pentru că a fost lovită de tren.
Și acum era pe El Camino și avea o viteză, doamna, și un jumpet. Și pur și simplu se bucura și venise tocmai din Canada ca să facă drumul ăsta magic. Și cumva te unea, pentru că vedeai și persoane de toate etniile, de toate religiile, nu erau doar creștini. Văzut persoane din China, din Japonia, din Africa. Și cumva mi s-a părut foarte tare, mai ales că și când am ajuns la biserică, la Santiago de Compostela, la catedrală, s-a ținut slujbă. Și erau toți acolo, adică nu erau diferențe, erau cumva, toți eram la fel. Și mi s-a părut foarte fain, adică a fost chiar o conștientizare, că păi stai că toți suntem unul, cumva. Da. Da, we are one. Bine, uităm asta, că na, ego, dar e ok. Spuneai că o să povestești de drumul pe care l-ai făcut singur. Da, pentru că era una dintre rezistențele mele. În a patra sau a cincea zi, am simțit să merg singur. Și am vorbit, ok, astăzi facem etapa de aici până acolo. Ne vedeam acolo, aveam telefoane să ne găsim. Și pentru mine era, simțeam, din nou era o frică, pentru că eram tot timpul dependent cumva de control și de siguranță. Să știu unde ajungem astăzi, cum e până acolo. Hai că nu sunt singur, nu e neapărat nevoie să iau eu decizia dacă e ceva, că mai sunt persoanele și oricum sunt. Mi-era frică să fac pasul ăsta singur. Și am simțit în ziua respectivă, am simțit cumva că astăzi e ziua mea. Și am plecat singur și a fost primele, nu știu, 20-30 de minute, mă tot uitam așa în spate să văd, păi este lume, nu este lume. Încă vedeam, știu, încă vedeam persoanele. Simțeam o mică anxietate, dar după aia m-am simțit în siguranță. Chiar dacă mergeam prin munți și nu vedeai, da, mergeam prin munți și nu vedeai absolut nimic. Adică erau niște peisaje foarte faine, dar și singuratice așa. Și au fost wow, zic. Nu făceam griji, nu eram anxios, nu eram fricos, a fost cumva revelator și simțeam că sunt ghidat și protejat la fiecare pas. Ce frumos! Da, și încă o chestie pe care mie mi-a plăcut foarte mult, pe El Camino de Santiago sunt tot timpul semne care se îndrume pe drum. Și se zice că drumul pe care o iei e drumul pentru tine. Pentru că de multe ori sunt, uneori poți să iei prin stânga, uneori prin dreapta. Dar tu poate observa doar varianta prin dreapta. Și de fiecare dată când vedeam semnul ăla, era ca o confirmare că sunt pe drumul cel bun, atât pe El Camino, cât și în viață. Mi se părea, nu știu, de dreptul magic și mi-opera o liniște și o bucurie în suflet, era wow. Ce frumos! Ai reușit după ce te-ai întors de acolo să păstrezi sentimentul ăsta de bucurie și... Da, deși la întoarcere am avut nici probleme cu avionul, că am stat vreo 3 zile prin aeroport blocat. Wow. Când s-au anulat zborurile și cumva mi-au stricat un pic pe moment zenul pe care l-am simțit. Dar să știi, când am venit acasă, mi-a fost un pic greu să mă adaptez. Da. Pentru că mi se părea că a fost wow, magic acolo și mi se părea că acum cumva viața a revenit la normal, știi? Se părea că am fost plecat, am zis, nu 9 zile, mi s-a părut, am fost plecat un an de zile și că am trăit așa într-o energie magică și într-o atmosferă magică și într-o liniște totală, adică te mai gândeai ce mănânci mâine, câți bani fac mâine, dacă mă iubește Gigica, nu, erai pur și simplu tu cu tine și cu... erai pur și simplu tu cu tine și cu divinitatea și era wow. Și cumva mi-a fost greu puțin să mă adaptez la viața de zi cu zi după. De zi cu zi, da. Uite, da. Asta e challenge-ul, știi? Și asta e fain să ajut să reușești să aduci acel sentiment în viața ta de zi cu zi, să te simți conectat în continuu viața ta de zi cu zi, să simți iubirea aia zi de zi. Da. Oricum am învățat foarte multe lucruri pe care le aplic și astăzi în viața de zi cu zi și mi-am adus și foarte multe chestii de acolo și de fiecare dată când le văd, cumva zâmbesc și încarcă cu chestia aia. Și mai ales că au fost și oamenii. Mai ales era o vecină și îmi zice, o zic că Robert, să știi că ți-am citit postările de pe Facebook și de pe Instagram. Zic, wow, zic că ce frumos scrie. A trebuit să te apuci să scrii. Semn. La fel, n-a fost singura persoană. Și cumva și părinții mi-au văzut latura asta, pentru că nu eram niciodată genul foarte deschis cu ei.
dar în postările mele simteam să fiu cât mai deschis, să spun ceea ce simt, ceea ce conștientizez atunci. N-au fost postări lungi, dar au fost cumva câte o lecție pe care eu am învățat-o în fiecare zi. Și m-a sunat la un moment dat mama și îmi spune, băi, să știi că toată lumea e foarte entuziasmată aici, m-au sunat o grămadă de prieteni, că de-abia așteaptă cu sufletul la gură postările de următoare zi, să vadă ce mi-ai făcut, ce mi-ai fost. Da, a fost super fain și chiar cred că la un moment dat o să, adică am de gând să mă reîntorc. Noi acum am făcut doar o porțiune, am făcut pe El Camino del Norte, am făcut în jur de 180-200 de kilometri. Noi cumva ne-am ales și zonele, cred că așa a fost să fie, zonele pe lângă ocean, zonele cumva mai frumoase. Pentru că a fost, ți-am zis, ne-am bazat foarte mult pe abundență, cumva a fost una dintre intențiile noastre să mergem pe abundență, n-am fost să ne chinuim. Pentru că și aveam impresia asta și convingerea asta că Dumnezeu vrea să suferi ca să te apropii de El. Da. Era ok, nu, de ce se vrea să suferi? Nu, le sunt preluate de la societate, de la părinți, nu știu, probabil de la biserică. Da, cel mai probabil, sunt, da. Nu vreau să intru în polemică cu biserica. Nu apăsăm pe butoane aici în legătură cu religia, dar da, sunt ceva aia. Convingeri acolo, analizați. Și am realizat că nu e așa, că poți să fii la fel de conectat cu Dumnezeu și când ești pe El Camino și mergi. Am avut zile în care am mers, mai ales când am fost singur, am mers foarte mult, am mers 33 de kilometri, 34 de kilometri. Și, dar și când stăteam și mă odihneam la o terasă și beam un pahar de sangria și stăteam și povesteam cu colegele mele de acolo. Adică era la fel conexiunea asta. La fel de conectat, da. Da, și fiecare om până la unul are drumul lui. Unul putea să facă să meargă repede, să facă 25 de kilometri, 30, altul putea să facă 18. Dar poate de atât a avut nevoie în ziua aia. Și a fost o lecție foarte importantă pentru mine, pentru că eu aveam impresia că e nevoie să faci cât mai mult, să mergi cât mai mult, să suferi cât mai mult, să te dedici cât mai mult, ca să primești înapoi. Ca să simți că meriți, era vorba... Da, ca să simți că meriți, da, exact. Da, asta, cumva, de asta și primele zile eu mi-a păsat pe butoane când vedeam că mă depășesc toate persoane. Că gen, exact. Eu nu pot, eu nu merit, eu nu... Exact, cumva, și nu mă simțeam valoros. Bă, de așa mă depășesc toți, eram la modul ăla, era ego, știi? Adică eu chiar, adică simțeam că pot, zic, na, mergeam cu grupul, știi? Păteam, povesteam și am învățat și unul de la altul. E și relația cu părinții, știi, în copilărie, când noi simțeam că trebuie să facem anumite lucruri ca să fim iubiți, știi, fii cu minte, fă-ți temele, fă aia, adică cumva trebuie să fac ceva ca să merit, să fiu valoros, ca să primesc anumite lucruri, inclusiv iubire. Și rămâi cu treaba aia. Da, gen... da, inclusiv, eu chiar am fost genul ăsta de copil, că eu am fost copilul care era tot timpul la școală lăudat, șeful clasei, toată lumea vorbea frumos de mine, dar... Nu aveam curajul să fiu eu tot timpul. Adică făceam tot timpul să fiu ăla people pleaser, știi? Și probabil la nivel subconștient aveam chestia asta. Dacă nu o să mă placă oamenii, eu nu merit să fiu iubit. Adică eu trebuie să fiu cel, e nevoie să fiu cel mai bun, e nevoie să fac că plac la oameni, să-i ajut tot timpul, chiar dacă în sinea mea voiam să zic nu, probabil era mai indicat să zic nu. Da. De asta, la un moment dat, aveam probleme foarte mari cu gâtul, pentru că nu spuneam ceea ce simt și ceea ce cred. Îmi dădusem din energia mea masculină, pentru că nu eram bărbat, pentru că nu aveam curaj să mă exprim, să fiu eu. Da, nu era în puterea ta. Da, mi-era cumva să zic nu. Adică ce o să creadă aia despre mine? Că sunt om rău. Da, exact. Da. Și după aia am avut și o perioadă rebelă, știi, în care... Ok, n-am mai fost ăla, am fost exact opusul. Da, extremele. Extremele, da. Probabil am avut nevoie și de perioada aia, știi? Care să am parte și de asemenea experiențe. Spune. Da, dar cumva acum mă simt mult mai conectat cu mine și cumva mă simt pe drumul meu. Tu, partea asta cu terapeutul, ai început înainte de El Camino sau după? Da, am început-o chiar înainte de El Camino. O 3 săptămâni, o lună de zile. Adică a fost super aproape totul. Și da, s-au sincronizat. Chiar am avut, da, și chiar am avut foarte multe persoane care au venit și cumva m-au bucurat.
probabil știi și tu, când un om îți scrie, chiar dacă nu noi am făcut chestia asta, noi am fost doar canalul care a transmis mesajele, dar simt bucuria aia că ai putut să aduci un zâmbet unui om și că îți scrie mesaj și că se simte mai bine, că a depășit o perioadă, că, nu știu, că i s-a schimbat viața, mai ales când îți vedeai că plânge la tine în terapie, că am pățit să am persoane care plângeau, dar sunt în starea aia ok, simțeam compasiune, dar știam că o să fie cumva bine. Și după aia când îți scrie persoana aia că i s-a luat o piatră de pe suflet, nu știu, simți o bucurie foarte mare, cel puțin eu am simțit o bucurie foarte mare. Da, eu simțeam că sunt pe drumul meu. Exact, și împlinirea pe care eu nu reușesc să o exprim în cuvinte. Adică cred că pot să înțeleagă doar cineva care simte la fel, știi, împlinirea aia pe care o simți în momentul în care cineva îți scrie, hei, mi-ai schimbat viața. Bine, deși, cum ai spus și tu, nu o facem noi, dar noi dăm voie ca prin noi să se întâmple aceste lucruri și atunci măcar pentru chestia asta putem să ne celebrăm. Facem și noi partea noastră, nu opunem rezistență, știi, ne dăm voie să ne îndeplinim menirea. Da, pentru că până la urmă ne chiar facem partea noastră, adică cel puțin eu stau, citesc zilnic, lucrez cu mine, inclusiv eu dau o grămadă de bani pe terapie și pe chestii pe care să le învăț, adică nu e ca și cum mă pun în poziția lotusului și gata, m-am vindecat, m-am iluminat. Da. Inclusiv eu fac o mulțime de lucruri și zilnic, care fac parte din tabieturile mele, meditație, sesiuni de respirație, nu știu, tușuri reci, multe chestii, terapii cu persoane care mi-au apărut în cale și am simțit că e nevoie să lucrez cu ele, cum a fost și cu channeling-ul și simt că rezonez foarte mult și că m-ar ajuta foarte mult și că mă ajută foarte mult. Adică și noi ne informăm și facem foarte multe chestii. Și cred că până la urmă, cum ai zis și tu, e bine să ne celebrăm și noi, că ești meritul nostru. Nu cred că e vorba de ego, dar nu știu, când stai și citești foarte multe cărți, când stai și te informezi, pentru că te ajută chestiile astea. Cel puțin pe mine mă ajută. Vorbesc din perspectiva mea, nu știu cum e la alte persoane, dar mie îmi place să mă informez, să mai învăț ceva despre traumele familiare, să mai învăț ceva despre părinți, despre cum ne afectează, despre relații, despre anxietate, despre depresie, pentru că, în general, cu astea am lucrat. Da. Pentru că cumva cu astea, prin astea am trecut și cu astea am lucrat și am atras persoane cu care am lucrat mai mult pe partea asta. Probabil la un moment dat o să lucrezi și pe alte părți, pe alte... Da, o să simți. Din experiență spun, o să simți, știi, când se treci pe altceva. Da. Vreau să zic ceva, dar a zburat gândul, probabil nu trebuia să zic. E ok. Apropo de a nu mai opune rezistență. Nu mai știu ce vreau să zic. Da, tu uite zici că te ajut eu. Îmi vine să... tot despre El Camino. Pe El Camino sunt diferite alberche, se numesc, cumva cazări pentru pelerini. Așa. Și într-una dintre zile am stat și noi la un alberche, nu chiar pe stat, pentru că acolo sunt, alea sunt mult mai ieftine, dar la unul privat, dar cu mulți oameni. Și a fost destul de interesant să dormi într-o cameră cu 15 persoane, știi? Pentru că cumva și aia face parte din farme cu El Camino. Să stăteai afară, povesteai cu unul, cu altul. Și a fost o experiență interesantă și asta. Deși, na, știi cum e, unul mai fără, e unul să mai mișcă prin pat, sunt și astea chestii. Dar, până la urmă, face parte din farmecul drumului. Ai ieșit din zona de confort prin asta? Cumva eram obișnuit, nu mă deranja, pentru că am fiind fotbalist, am stat și pe la cămin și pe la internat, am stat și în cazări mai bune și în cazări mai rele și cumva eram obișnuit cu oameni. Mă deranja. Dar a fost puțin interesant pentru că am un somn destul de una, două, auto ceea ce se întâmplă, știi? Și n-am putut să dorm foarte profund. Dar a fost o experiență interesantă. Adică chiar e... În general, noi stăteam doar noi cinci. Cumva stăteam la alberche private. Și erau camere de 5 persoane, cu paturi suprapuse, cu baie comună sau... Dar atunci când am stat 15 a fost cumva foarte interesant și am înțeles că sunt unele în care stai 30. Wow! Da, era foarte, foarte interesant. Și seara vedeai pe toată lumea la masă, pentru că cel puțin în zonele care am fost noi, nu știu dacă în toată Spania așa, au anumite tabieturi spanioli, nu știu, între anumite ori era tot închis. Toate magazinele, barurile, restaurantele. E siesta, nu? Da. Și
seara eram toți la masă și era foarte interesant să vezi, nu știu, și oameni mai în vârstă și mai tineri și... Era foarte interesant și cumva fiecare era pe drumul ăla cu un motiv. Nu știu, poate să întoarcă la el, să reflecteze la ceva, sau am înțeles că anumite persoane îl fac doar pentru experiența atletică, știi? Ah, nu ok, neapărat deci spirituală. Și motivația asta, da. Am înțeles că da, că ar fi persoane. Am întâlnit un cuplu venit din Anglia, avea o mașină decapotabilă foarte faină, veche, era wow, știi? Și m-am întâlnit întâmplător, eram la baie, mă spălam pe mâini și m-am văzut și a zis că ești pelerin. Și zic că da, de unde ești? Spun că din România și a zis că și noi suntem, dar noi am venit din Anglia, ne-am adus mașina cu bacul sau mi-a explicat el și a zis că noi îl facem cu mașina. Era el cu nevasta lui, erau mai în vârstă, dar mi s-a părut foarte fain, mai ales. Și chiar a zis cineva, a zis, uite, așa o să fiu și eu la bătrânețe. Avea o decapotabilă foarte faină, nu mă știu ce era, Maserati. Dar a fost foarte fain așa conceptul, știi? Nu știu, la soția, iubita ta, să faci drumul ăsta. Făceau oamenii și cu bicicleta și cu... Funcționează oricum. Asta era ideea, știi? Doar să te afli pe drumul ăla, deja e magic. Da, să fii. Știi, uite, e o lecție să fii. Și atât, nu trebuie să faci neapărat ceva acolo, pur și simplu să fii acolo. Exact, cumva și asta a fost una dintre lecțiile mele, pentru că ajungea să fiu acolo. Și să mă bucur de tot ceea ce mă înconjura. Și cumva erau și niște, sunt și niște reguli, să zicem, pe El Camino. Să nu te întorci niciodată din drum. Ok. Pentru că pe El Camino cumva ești tot timpul protejat. Să zice că oricum ești tot timpul protejat și ghidat, te simți în siguranță și că drumul pe care l-ai ai luat-o înseamnă că e drumul tău și pe care aveai nevoie să mergi. Pentru că și noi la un moment dat aveam programat să mergem pe în altă parte și la un moment dat ne-am trezit în altă parte, știi? Zic, ok. Și zic că nu, înseamnă că ăsta e drumul nostru, înseamnă că pe aici a fost nevoie să mergem, știi? Exact. Da, uite, asta e o lecție bună și în viață. Știi, când tu îți faci planuri și vrei ca lucrurile să se întâmple într-un anumit fel și pe aia te trezești pe alt drum și mulți oameni opun rezistență, că n-a fost așa cum aș fi vrut eu să fie. Dar nu, ești fix unde trebuie să fii. Și fain. Da, da, chiar da. Și a fost, mai erau să nu ai niciodată pe scurtătură. Ok. Să scurtezi drumul, să nu mergi niciodată pe întuneric. Okay. Adică tot timpul să... Da, era foarte... cumva câteva reguli nescrise, știi? Dar să mergi pe întuneric, da, ar fi fost dubios, pentru că era iar pe munți, pe lângă ocean, putea să se întâmple multe chestii. Periculos, da. Da, deci de asta era indicat să pleci după ce răsărea soarele și pe la 4, cumva, 4, 5, 6, te oprești. Da, să-ți găsești cazare în locul în care te aflai. Da, a fost oricum o experiență pe care o recomand tuturor. Simți că ai plecat într-un fel și te-ai întors altfel? Adică te-ai simțit altă, nu știu, ca o altă identitate sau o altă versiune a ta? Da, și cumva simt că l-am cunoscut pe Robert mai bine. Ah, frumos. Mama cumva a fost drumul și către mine și în momentul în care am ajuns la Santiago de Compostela, mi-au dat și lacrimile, cumva. Era așa ca o împlinire foarte... Simțeai locul ăla magic. În catedrala din Santiago de Compostela se află Santiago. Santiago e Sfântul Iacob. Și acolo e mormântul și moaștele lui. Și se zice că el te ghidează și te veghează la fiecare pas, că ești pe-l camine. Și chiar simți chestia asta, adică... Chiar simțeai lucrul ăsta, chiar dacă erai în pădure, erai în frunzișuri, erai... Deși ce drum era... foarte bine organizat, adică nu știu, simțeai că ești pe drumul cel bun. E... Și logistica foarte bine făcută și asta e de apreciat. Da, da, adică uite, înainte să vorbesc cu tine mereu când auzeam de El Camino, aveam impresia că o să fie, că este doar un El Camino, dar tu mi-ai povestit că de fapt sunt mult mai multe. Da, pentru că și Scoica reprezintă cumva, e simbolul. Și cum e Scoica, așa sunt drumurile. De exemplu, ăsta e El Camino del Norte, celălalt e El Camino francez, Camino portughez, Camino primitivo. Dar toate duc în același loc. Am înțeles că cel mai popular ar fi Camino francez, ăla ar fi Camino oficial, dar ci că e foarte multă lume. Adică la un moment dat, ci că pur și simplu mergi în șir indian. Wow!
Da, adică noi n-am, noi am simțit să mergem pe la Del Norte și probabil de la am avut nevoie. Și întâlneai persoane pe stradă, întâlneai 10-15 persoane la un moment dat, adică de-a lungul zilei. Dar te salutai cu ei, unul pleca, unul se oprea. Ai aflat motive ale altor persoane străine de ce sunt acolo? Ți-au povestit de-a lungul... Da, era un tip din Germania care a zis că un cheșu și vărul lui l-au făcut și i-au povestit foarte multe lucruri. Și atunci a simțit și el atracția să facă drumul ăsta și cumva simțea că o să ajute să regăsească mai mult, să se deconecteze de lume, de social media, de știri, de tot ceea ce, tot fluxul ăsta care ne afectează. Doamna aia care îi plăcea foarte mult să meargă, cumva. Dar în general, persoanele pe care le-am întrebat au fost și persoanele cu care probabil simțeam nevoia să rezonez și care nu le-am atras, pe care nu le-am atras întâmplător. Și cumva poveștile erau destul de asemănătoare. Da, normal. O colegă de-a mea avea că voia să-și regăsească cumva iubirea de sine, să vadă dacă se iubește și cumva, la un moment dat, în timp ce mergeam, am început să-mi plângă și a zis, wow, am realizat că chiar mă iubesc. Da, de obicei plângi când îți aduci aminte că te iubești, zici, oh. Da, cumva, wow, chiar am realizat că mă iubesc. Adică a fost super și eram... Ok, ce tare, știi? Deci nu prea înțelegeam totul, era, mi se părea tare că, nu știu, să mergi și deodată să încep să plângi și să conștientizezi că, bă, da, stai că chiar mă iubesc și motivul pentru care ne-a venit aici mi s-a arătat. Da, ce frumos. Da, e chiar foarte, foarte frumos. Și în ultima zi am ajuns și la Finestere. Se zice că e la capătul lumii. La kilometru zero. Și chiar ieri sau alaltă mi-a apărut că pe timpul romanilor se considera că acolo e locul în care sufletele urcă la cer. Chiar ieri am văzut super random, adică pe un grup, mai sunt pe un grup de El Camino și mi-a apărut chestia aia. Mi s-a părut foarte tare. Da, interesant. Da, și acolo era foarte frumos, adică chiar era foarte frumos un peisaj și cred că și energia locului. Și vedeai cumva și pelerinii care au ajuns și își lăsau acolo diferite lucruri, își lăsau papucii, adică și se zice că e un fel de obicei. Și am vrut să-mi las și eu ceva și zice tipa care zice, nu-ți lăsa că, că poluezi mediul. Da. Că nu-mi las nimic. Am luat și am pus neapărat cel dan. A fost super funny. Și era și o cruce foarte mare și acolo lumea scria pe scoici sau pe pietre numele. Și am scris și eu numele tuturor persoanelor cu care am fost. Foarte fain, adică, nu știu, era multă liniște. Cred că sunt lucruri, cum ai zis și tu, lucruri pe care e nevoie să le simți, care sunt greu de spus în cuvinte. Adică da. Experiența Camino, de spus toată experiența Camino și tot ceea ce simți, e greu de spus în cuvinte. Trebuie să mergi și să simți. Da. Și probabil fiecare, pentru fiecare persoană e diferit. Da, și chiar mi-am adus multe lucruri pe la kilometru zero și făceam și Caterin că zineam că sunt la kilometru zero voi. Da. Le-am trimis la prieten pe un grup din Navă, salut de la kilometru zero. Da, ok, uite, știi, apropo că noi mai știm și de ghizi și de toate astea, eu cred că au simțul umorului și Dumnezeu cred că are simțul umorului. Adică, da, chiar... Că te vrea posomorât, te vrea trist, în genunchi, să... Mai să stai 4 ore în genunchi pe nu știu unde să... Bă, e părerea mea, nu știu dacă... Rezonez cu ea. Chiar rezonez, uite, foarte mult timp am privit dezvoltarea personală spirituală așa foarte serios, știi? Și pe mine, I can have fun. Adică de ce trebuie să fie chiar atât de serios? Pot să mă bucur și să mă distrez în procesul ăsta, nu să fie așa serios, știi, ca la școală, să înveți, să faci temele, să dai teste. Nu, nu e așa. Have fun, poți să te bucuri, să te distrezi. Da, chiar da. Și te legat tot de El Camino mi-a venit acum și de cu drumul. La un moment dat o prietenă a rămas puțin mai în spate și a luat-o pe alt drum și a ajuns cumva înaintea noastră. Noi am luat-o pe în altă parte și pe drum era o casă cu un domn care avea tot felul de tăblii, nu erau tăblii, era din lemn. Erau niște scârbi din lemn și erau puse orașele pelerinilor.
erau enorm de multe, pentru că erau 5-20 de stâlpi de lemn și pe fiecare stâlp de lemn erau 20-30 de plăcuțe. Și ne-a întrebat domnul ăla, Pablo, și ne-a întrebat, de unde sunteți? Și eu zic, cineva, București, București la via. Și o patra doamne și eu zic, hai cu mine. M-a luat, m-a băgat acolo în atelierul lui, era cumva, a zis că e refugiul lui. Pusese și el pelerin, făcuse el Camino acum vreo 12 ani și acum stătea cumva acolo pe drum și aștepta oamenii sau... Și mi-a dat o tăblie din aia, o tăblie, o bucată de lemn și am scris Vatra dorme și cumva a fost foarte, foarte frumos. Da, și chiar am postat, zic, na, că mereu o parte din mine și din Vatra dorme va rămâne pe El Camino. Și a pus acolo toate orașele, erau de peste tot, din America, Germania... Toate țările erau magic și omul ăla se simțea că face asta cu plăcere, cumva avea și un fel de condic în care te punea să scrii și avea și niște mesaje, cumva mergi cu bucurie, cu iubire, să aduci în lume, a fost super, un moment foarte emoționant. Cumva oamenii nu sunt întâmplători, știi, să mergi pe stradă și să întâlnești un om din ăsta, a fost așa, chiar magic. Oricum, nu cred că te întâlnești întâmplător cu nimeni. Da, clar. Da, și mi-a lăsat aminte ce v-am zic. Spuneam că eu nu cred în terapeuți care nu lucrează cu ei. Adică nu aș lucra cu un terapeut care nu lucrează cu el. Știi, apropo că povesteai tu cât te faci într-o zi. Și într-adevăr, nu pot să zic ție și hai la terapie, hai lucrează cu tine și eu nu lucrez cu mine. Adică nu rezonez cu treaba asta. Da. Oricum, cred că toată viața e o cunoaștere și... De fiecare mai... dată mai descoperi câte ceva. În fiecare zi, și odată ce intri în lucrul ăsta de a conștientiza, în fiecare zi mai o conștientizare. Una, 10 uneori. Știi, 10 conștientizări. Da, eu mai obișnuiesc să am și zile în care mi-au liber complet și cumva mă detașez un pic de toată chestia asta, pentru că simt că mă ajută după să lucrez mai bine. Adică să am o zi, ok, Robert, ce simți să faci astăzi? Nu știu, hai că stăm mai mult în pat. Dormim mai mult. Da. Petrece mai mult timp cu familia sau, nu știu, te uiți la un serial sau citești un roman. Adică am și zile din astea în care simt că am lucrat foarte intens de-a lungul săptămânii, nu neapărat cu alte persoane cât cu mine. Cu tine, da. Dar simt că am nevoie. Pentru că, sincer, mă simt mai epuizat, nu neapărat mai epuizat. Nu știu. Hai să folosim cuvântul epuizat, deși nu cred că asta e cuvântul potrivit, când lucrez cu mine. Adică când mă duc la terapie sau lucrează cineva cu mine, decât dacă fac eu pe altcineva. Când lucrez cu cineva, după mă simt foarte energic, foarte, nu știu. Dar când se lucrează foarte intens pe mine, cum a fost și acum cu channeling-ul, am avut zile în care eram așa, foarte... Nu mă simțeam în stare de multe lucruri atunci pe moment, dar probabil în cauza că se produc foarte multe schimbări și se lucrează foarte mult la nivel energetic și la... Integrez multe. Da, și în prima fază eram ok, de ce mă simt așa? Mă simțeam puțin vinovat, de ce nu faci mai multe? Și după aia am zis, ok, stai liniștit, că avem nevoie și de momente de astea. Pentru că relaxarea, multă lume nu înțelege asta, pentru că și eu am prieteni și prietene care sunt tot timpul într-o coană după anumite lucruri. Dar nu și-au timp deloc pentru ei. Da. Nu și-au, nu știu, să se odihnească, să meargă la un masaj, să-și iau o zi liberă, să... Nu, tot timpul e cu ana aia, pentru după a face și a avea. Dar nu după a fi. Da, da, și cumva nu te bucuri, cel puțin asta gândesc eu sau asta simplu. Cumva îi simt că nu se bucură. Până la urmă fiecare om are, știe ce e mai bine pentru el sau face ce e mai bine pentru el. Dar cred că în ziua de azi foarte multe persoane... vor să aibă și să facă pentru a-și lua validarea și pentru a-și simți important. Din exterior, da. Și cumva că n-o faci la un nivel conștient, o faci pentru că așa ți-e iubirea de la tata când vede că ai făcut ceva și e mândru de tine, așa ți-e iubirea de la nevastă când vede că i-ai adus nu știu câți bani acasă, deci tu poate ești epuizată în sinea ta sau, nu știu, sunt diferite lucruri. Să lumea a uitat cumva uneori în formă de iubire de sine să considere că și relaxarea e tot o formă de iubire de sine și îți face bine în ceea ce faci în evoluția ta. Relaxarea cred că e la fel de importantă cum e și munca. Da, susțin. Nu știu dacă cunoști human design, dar în human design sunt mai multe tipologii de oameni
eu sunt proiector, deci am nevoie de relaxare maxim și eu până acum un an, doi, am fost în hai să fac, să fac, să fac, să fac, să fac și efectiv lucram împotriva naturii mele, care natura mea este să mă trezesc dimineața, zic ce vreau să fac astăzi, știi? Și hai să fac ce vreau eu să fac astăzi și dacă vreau să mă uit la seriale, mă uit la seriale. Ia uite, munca asta cu sinele, eu mi-am dat seama că pot să lucrez cu mine și să conștientizez inclusiv când mă uit la un serial. Știi? Da, adică conștientizările... Da, nu mai necesită munca asta, stau să mă gândesc, să-mi stor creier. Nu, pur și simplu sunt prezentă și ceva, ceva ce spune cineva, o chestie care se întâmplă, face click, știi? Da. Adică inclusiv asta e munca cu sinele, nu e neapărat grea. Da, chiar citisem într-o carte despre traume, despre relația cu părinții, cum ne afectează, că de multe ori putem să conștientizăm din filme, ceea ce ne trigăruiește în filme, adică cum s-a comportat o persoană cu cealaltă, nu știu, că a înșelat-o, că dacă te trigăruiește pe tine, e foarte posibil ca tu să ai o convingere de bază acolo. O, da. A fost o chestie foarte interesantă, pe care nu mai auzisem, știi? Mm-hmm. S-a părut foarte interesant și exact cum zici și tu, poți să te uiți la film și să lucrezi cu tine. Exact. Păi, stai un pic, de ce m-a deranjat pe mine că ginuța asta combină cu gicuța, cu gicuța? Da. Da. L-a înșelat pe miticuță, nu știu. Da, 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 am ceva acolo de rezolvat, știu ce... Da, adică cumva sunt lucruri care pot face sens. Mm-hmm. Mai ales că acum au apărut și chestiile astea, au apărut deja filme spirituale din care poți să înveți, seriale pe care toată lumea îl recomandă un alt cine pe net. Dar să știi că, uite, fostul meu soț mereu îmi spune asta, nu știu, nu pot să înțeleg cum ești atât de spirituală, dar te uiți la Kardashians, pentru la el în mintea lui ceva nu, nu era o conexiune și zic, dar să știi că am învățat chestii și, uite, la Kardashians, adică, nu... Este și o concepție despre ce înseamnă să fii spiritual. Știi că meditezi, ești toată ziua, dar nu, poți să fii spiritual și să bei alcool și să te uiți la Kardashians și să mergi în club. Adică poți fi spiritual făcând toate astea și trăind toate aceste experiențe. Rezonez perfect cu ceea ce spui, pentru că exact cum ai zis și tu, multă lume crede că dacă ești spiritual e nevoie să fii într-un anumit fel și cumva mai asociau chestia asta cu spiritualitatea, cu sărăcia. E nevoie să te rogi dacă ajut oamenii și e nevoie să fii nu știu cum, să nu să umbli tu cu o mașină faină dacă e spiritual sau să te îmbraci nu știu cum. Și chiar aveam o terapeută care zicea, bă, uite, eu arăt că se poate. Zicea, că mie îmi place să mă îmbrac de la Chanel, spunea tipa aia. Mie îmi place să arăt foarte bine, să fiu în energia mea feminină, dar asta nu înseamnă că nu sunt bună în ceea ce fac și că nu fac cu drag și că nu ajut oamenii. Dimpotrivă, mie mi se pare că e ok să ne dăm voie să fim așa cum suntem, pentru că tocmai vin oamenii care rezonează cu noi. Pentru că nu toată lumea rezonează cu cineva care, nu știu, nu se îmbracă într-un anumit fel sau nu se aranjează într-un anumit fel. Poate, știi, nu rezonează cu genul ăla de persoană. Că la mine au venit unele persoane, une și femei, îmi place, ești foarte frumoasă, vreau să lucrez cu tine. Zic, okay, hai, hai să lucrăm. Știi? Da. Nu trebuie să fii, apropo, urât și supărat pe viață și sărac ca să fii terapeut. Nu. Da. Rezonez foarte mult cu ceea ce ai spus și cu, nu știu, că te poți bucura și de viață, poți să fii foarte bun în ceea ce faci, să ieși la un moment dat și în club să te distrezi, că până la urmă viața e și despre, cum vorbeam, despre distracție, despre fericire. Poate chiar ai nevoie să ieși la o petrecere, nu știu, să trăi un pahar, să ieși cu o gagică, cu un bărbat, Doamne iartă-mă, că până la urmă nu suntem să lucrezi să... În viața asta nu suntem, nu sunt alte viața. În viața asta poate am fost, da. Să fim călugări și să stăm. E de apreciat că unii oameni fac chestia asta, dar probabil e lecția lor de viață, e alegerea lor. Care cu ce crede și cu ce simte, dar eu cred că la fel cum ai zis și tu, poți să fii și spiritual și poți să te bucuri și de viață. Exact. Da, dar uite, apropo de asta cu ești un club, chiar săptămâna trecută am experimentat chestia asta, bine, am ieșit în club, am ieșit într-un pub, mi-am dat seama că mă bucur altfel de muzică și de a dansa, ești mult mai prezent, știi? Chiar toate experiențele astea le trăiești altfel când ești mai conștient. Da, eu, de exemplu, nu am mai ieșit foarte mult timp, pentru că cumva nici nu mi s-a arătat cum s-au așezat lucrurile la vata dornilor cum nu ies. Când am fost la București și așa a fost să fie, n-am ieșit și n-am mai ieșit de o perioadă de timp. Dar o chestie pe care am observat-o la persoane din jurul meu e că persoanele care ies foarte des cumva sunt foarte anxioase. Cred că preiau foarte mult din energiile aflate acolo. Da, interesant. Trebuie să știi să te protejezi energetic când mergi în asta. Pentru că foarte multe persoane care am văzut că ies, adică ies constant sau poate nu ies la trigger-ul, dar asta mi-a venit mie atunci, că
cumva le afectează liniștea asta, îi afectează energetic. Mm-hmm. Da, acum depinde și cum îți trăiești viața. Știi, că da, clar, sunt mulți factori. Sunt mulți factori care contează. Dar oricum, cred că contează foarte mult și oamenii cu care te înconjori și despre ce vorbiți, ce faceți, ce... Doamne! Da, exact, contează enorm de mult. Oamenii, da. Prietenii, partenerul de viață, mai ales partenerul de viață, contează enorm. Da, îmi imaginez că sunt foarte multe lucruri, mai ales că preiei de la partener, preiei multe chestii decât preiei de la o persoană normală. Exact. Mai ales că prin sex preiei, se zice că preiei traume, nu doar energie negativă, se zice că preiei anxietăți, frici, exact. De multe ori te simți anxios, fricos și nici măcar nu sunt ale tale. Exact, exact. De asta se zice că e important, inclusiv când facem sex, cumva să fie conștient. Și am avut o perioadă în care eram haotic, din punctul ăsta de vedere, eram... Și mă simțeam foarte rău, adică nu mă bucuram de actul în sine. Mm-hmm. Mai ales că în primul rând o făceam din validare, ca să mă simt eu important, să mă simt frumos și iubit, deși aparent, dar nu mă simțeam cu lucrurile alea. După ce se întâmpla, nu mă bucuram nici de actul în sine și după aia mă simțeam foarte rău câteva zile, pentru că preluam și foarte mult. Aveam, cred că, darul de a oferi fără să-mi dau seama, și l-a preluat toate chestiile nașpa. Da. Era, nu puteam să mă bucur, deși și asta, uite, și despre asta am vorbit pe El Camino, a fost una dintre lecții, că eu mă simțeam tot timpul vinovat pe partea asta cu sexul. Și mi-a zis o persoană cu care eram acolo, terapeuta cu care lucram, că bă, dar sexul e tot de la Dumnezeu, e tot ceva magic și divin. Exact. Tot ceva magic și divin, dar auzi că vinovăția ta cumva... Convingerile tale te fac să crezi asta, te fac să te simți vinovat, că tu dacă faci sex nu e prea prozit de divinitate sau că nu meriți să fii terapeut dacă faci sex. Nu. Adică până la urmă energia sexuală e vindecătoare și bună pentru manifestare, adică e creatoare. Da, exact. Și prin sex creăm viața. Adică la mine asta a făcut click. Știi, și mi-am dat seama ce cu vinovăția și rușina în legătură cu sexul. Dacă oamenii nu fac sex, nu se mai nasc alți oameni, știi? Adică cum să fie actul ăsta care aduce un suflet pur să fie ceva murdar, știi că e și de asta, că sexul e murdar, există un conștiința foarte colectivă. Este că m-am întrebat de convingere, vezi, eu aveam convingerea asta că dacă fac sex sunt păcătos și ajung să fiu pedepsit și mă pedepsește bărbosul de sus. Da. Nu, să știți că într-adevăr este foarte ok și mereu recomand, nu cu oricine, pentru că cum ai spus și tu pre ei, dar dacă Dumnezeu, știi că tot ceea ce există, există cu voia lui Dumnezeu. Adică dacă sexul există și dacă noi putem să facem sex de plăcere, nu ca alte specii care o fac doar ca să se reproducă, înseamnă că există un motiv. Da. Era, mi-a venit acum un citat cumva din cartea Conversații cu Dumnezeu, zicea că dacă fulgul e perfect, de ce crede că Dumnezeu te-a lăsat pe tine altfel? Părea cum s-a părut cumva foarte mișto, știi? Exact. Dacă fulgul e perfect, de ce crede că ești altfel? Cred că Dumnezeu lasă ceva la voia întâmplării, adică mi s-a părut wow, știi? Nu. Și uite, cu asta cred că este un moment bun să încheiem podcastul. Robert, îți mulțumesc tare mult. Avem aproape o oră jumate de când stăm de vorbă, nu am simțit cum a trecut. Da, nici eu n-am simțit. Și simțeam că mai puteam să mai... Mai facem partea a doua. Mai facem partea a doua. Uite, putem să vorbim despre partea asta de sexualitate data viitoare, că am început așa. Da, să știi că oricum urmează să fac și cursurile de tantra, să fac școala de tantra, deci probabil o să fie un subiect bun. Oh. Te aștept la podcast după. Povestești ce ai învățat de acolo și ne spui. Îți mulțumesc tare mult. Da, și eu îți mulțumesc pentru invitație, să știi că mi-a plăcut foarte mult. Mai facem. Și sper ca tot ceea ce am povestit să ajute oamenii. Cu siguranță, ajunge fix la cine trebuie. Da. Mersi. Mulțumesc și eu.